Bună ziua! Astăzi, domnule prim-ministru, sunt prezenți beneficiarii proiectelor de IT din România, care vor semna împreună cu mine proiecte de valoare de peste 140 de milioane de euro. Sunt prezenți reprezentanții Institutului Publice Centrale, care sunt beneficiari unor proiecte care vor aduce o schimbare a modului în care funcționează instituțiile pe care le conduc, fie că vorbim de ministerul externe, fie că vorbim de apariția primului cloud guvernamental, fie că vorbim de eliminarea posibilității de a te trezi într-un conflict de interese fără ca să știi, Agenția Națională de Integritate și un proiect care este unic și care cred că va avea un impact extraordinar, Registrul Agricol, sunt prezenți aici reprezentanții celor 36 de consilii județene, care vor beneficia pentru prima dată de posibilitatea ca aceste instituții, împreună cu primăriile, să aibă un sistem modern de evidență a proprietăților, de evidență a ceea ce se întâmplă în fiecare localitate din România. În total sunt peste 1000 de localități care vor fi beneficiare acestui proiect. Domnule prim-ministru, vă rog dacă vreau să vă spun. Bună ziua! Vreau să vă cer iertare pentru întârziere. Eu n-am fost prins în trafic ca restul bucureștenilor, însă încă mai avem reminiscențe din vremurile trecute, apropo de ultimele semnături, ultimele avize. Se ocupă primul ministru, se ocupă ministrii ca funcționarii să-și facă treaba cât mai repede și să putem astăzi, într-adevăr, să semnăm cât mai multe din proiectele pe care dumneavoastră le-ați depus de foarte mult timp. În primul rând, vreau să felicit reprezentanții autorităților de management, ale organismelor intermediare, Ministerul, pentru faptul că anul trecut au moștenit 5.000 de dosare, nu? Prin 2010, 5.000 de dosare nedeschise. Așa, depuse, aruncate într-un colț, apropo de cum s-a lucrat și de ce n-am avut absorbția fondurilor europene, 5.000 de dosare închise, frumos. Faptul că printr-un efort extraordinar și valabil mă aflu astăzi aici pentru a-i felicita pe cei de la MEU-POSCC și de la organismul intermediar, dar era valabil și la celelalte autorități de management. Faptul că s-a reușit ca toate aceste 5.000 de dosare să fie evaluate. Faptul că o parte importantă dintre ele merg spre contractare și că 400 de dosare le aveți deja la rambursare, nu? E un efort uriaș pe care dacă am fost mai inteligenți ca țară, n-ar fi fost nevoie să-l facem așa în această fugă. Puteam să facem lucrurile într-un ritm normal, 3, 4, 5 ani, nu tot într-un an. Dar rezultatul e cu atât mai semnificativ și vreau să mulțumesc tuturor celor care au muncit și au făcut într-un an ceea ce trebuia făcut în 5 ani. Domnul ministru Teodorovici m-a anunțat astăzi că suntem la 27% grad de absorție. Suntem încă ultimii din Europa. Deci avem foarte mult de recuperat. Da. Vă felicit și pe dumneavoastră, domnul ministru, imediat. Vreau doar să zic că am pornit de la 7%. Poate că 27% pornit de la 7%, unii o să zică că nu e bine. Poate că faptul și aici vă felicit, domnul ministru, și pe toți cei din autoritățile de management, că suntem țara care în 2013 am avut cea mai mare creștere semnificativă, dublu față de Italia, care e pe locul 2, sau Grecia. E foarte bine. Însă să nu uităm că am pornit cel mai de jos. Era normal să fim cei care trebuia să recuperăm cel mai mult. Slavă Domnului că toate instituțiile europene au aprobat regula N+3. Și în felul acesta mai avem un an în care putem recupera ceea ce am pierdut în cei 5 dinainte. Vreau să fiu prezent astăzi, pentru că e vorba despre instituții publice care au foarte mare nevoie de informatizare, de acces la ceea ce înseamnă tehnologie și la ceea ce România s-a angajat prin agenda digitală și prin obligațiile noastre de a face măcar o parte din instituții să le aducem în secolul 21. În mod sigur mă bucur foarte tare că vor fi beneficiari Consiliile Județene pentru Registrul Agricol, că
Pentru zona de e-guvernare avem sisteme informatice integrate la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Informatică, Ministerul de Externe, Oficiul Român pentru Adopții, Inspecția Muncii. Pentru interoperabilitate, am vorbit prea mult chineză în ultimele zile și trebuie să revin la... E vorba de proiecte pentru ANI, pentru Secretariatul General al Guvernului și SRI. Văd că se ghegheu într-o companie selectă cu ANI și cu SRI-ul. Sper să fie vorba doar de interoperabilitate, nu de altceva. Sisteme integrate de prevenire a conflictelor de interese în achizițiile publice și fundamentarea politicilor publice ale Guvernului. De asemenea, protecția infrastructurilor IT. Se semnează astăzi 52 de contracte în valoare de 150 de milioane de euro. Însă avem și alte contracte care acum își iau ultimele vize și așa e în România. Dacă nu stăteam în birou la domnul ministru, probabil că mai dura încă vreo lună până se luau toate avizele. Stau acolo astăzi să se ia toate și să se pornească. Vreau să spun că doresc ca tot ceea ce semnează astăzi să implementeze cât mai repede, să reușim să păstrăm acest ritm pentru următoarele contracte și să luăm o decizie pe care am discutat-o în cadrul Guvernului, extrem de importantă, pentru proiectele care nu intră în finanțare 2007-2013, pentru că avem practic supracontractare, să nu le spunem oamenilor și instituțiilor care au lucrat că asta e, ghinion, sunt sub linie și au muncit degeaba, și să luăm decizia că se finanțează în continuare din 2014-2020. Ne-am învățat greșelile trecutului, avem un sistem mult mai performant, capacitatea administrativă crescută și cei care și-au făcut proiectele bine și totuși sunt sub linia de finanțare, să știe că pot să intre în 2014 pe nou exercițiu financiar și, practic, documente, proiecte, efortul pe care l-au făcut e extrem de important. Astăzi sunt prezent la semnarea proiectelor cu instituții publice. Am fost în urmă cu ceva timp prezent la semnarea proiectelor cu societăți private. Vreau ca acest, într-adevăr, oportunitate pe care România a ratat-o în primii 5 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, în sfârșit să o folosim și să utilizăm toți banii care ne sunt puși la dispoziție pentru a ne moderniza ca țară. Mulțumesc pentru răbdare și să continuăm procedurile.